Hristos a înviat! Doamna Maria! Tot normal? Nu, nu, tot normal, nu, 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 fără emoții, că e tot chinic, mă emoționez și eu. Doamna Maria, la mulți ani! Hristos a înviat și la mulți ani! Eu, ați pierdut graiul! Doamna Maria, vreau să vă, nu vă emoționați, nu plângeți, tot e bine, vreau să vă felicit din tot sufletul și pe dumneavoastră și pe toți mesenii care acolo sunteți. Hristos a înviat tuturor și vă doresc o sărbătoare frumoasă să aveți la toată lumea. Da, eu știu că nu sunteți singură și mă bucur pentru dumneavoastră. Vă doresc o sărbătoare frumoasă, Paște fericit. Doamna Maria, și vreau să vă dedic o poezie. Am scris-o cu mare drag pentru dumneavoastră să o ascultați. Ești o mamă cu sufletul de aur, care e de la tine lași. Și ajuți pe toți copiii tăi dragi, la bine și la greu, tu imposibilul îl faci. Te-ai măritat de tânără la 18 ani. Ai avut copii unul după altul. Între timp construiați și casă cu tatăl meu, care a plecat, sărmanul. Ai avut o viață grea, cum era atunci, cu neajunsuri, cu lucrările pe deal și cu foarte multe lipsuri. Era prin anii 90. Tata a plecat la zarabotcă și când aducea bani, când deloc, dar tu ne-ai fost mereu alături. Ai fost și ești o mamă grijulie și foarte bună la suflet. După o săptămână de lucru pe deal, sâmbătă coceai pâine și făceai mâncare pentru duminica, dar de luni iarăși, cu munca pe deal, seara obosită nu aveai putere mâncare nouă să ne faci. Ai avut o viață grea. Tata era cam rău cu tine. Te mai obișduia, te alunga din casă fără de milă. După o zi grea de muncă, nu contează dacă era frig, dar eu așteptam să adormă tata, ție ușa să-ți deschid. În 2005 ai plecat în Italia. Ți-am dus foarte mult dorul. N-ai fost acasă 4 ani. Nu ne-a fost deloc ușor. Niciodată nu ne-am despărțit. Se simțea că mama nu e acasă. Rămăsesem acasă eu, Larisa și Vaniușa, cel mic. Făceam pe acasă tot treaba. La scurt timp, Vaniușa piciorul și-o rupt. Apoi Mitea a făcut un accident. Mult necaz mama ai avut. Dar mereu ai știut să ne fii alături. Chiar când eram băieți și fete mari, tata nu ne prea lăsa la discotec, trebuia să fim acasă la 11 noaptea, iar când întârziam, tu nu dormeai și așteptai să venim acasă, ușa ne descuiai ca să n-audă tata. Ai ascuns mereu năbădăile noastre. Ne cerem astăzi iertare că foarte multe necazuri din cauza noastră ai avut, matale, fiindcă tata te certa dacă ne țineai parte. Dar tu tot posibilul făceai să ascunzi ale noastre gafe. Pe toți ne-ai ajutat cu ce ai putut, ba chiar și mai mult. Pe unii reparații la casă de făcut, iar mie nuntă ne-ai făcut. O nuntă de vis pentru care o viață întreagă am să-ți fiu mamă recunoscătoare, mama mea dragă. Pe nurorile iubești ca pe fetele tale. Ai deja 7 nepoței. Mai așteptăm unul de la Mitea și Ana. Suntem foarte bucuroși pentru ei. Ai realizat un vis, să cumperi apartament. Cu ce am putut te-am ajutat. Te iubim enorm pentru că ești o mamă perfectă, cu o frumusețe de invidiat. Îți faci griji la fiecare, de fiecare dată când colete ne trimiți. Practic fugi prin piață și cumperi absolut tot ce vezi. Acum ești în casa ta, la țară. Și după atâția ani te văd atât de fericită. Noi încercăm de răsputere să nu te mai vedem necăjită. Căci te avem doar pe tine. O femeie glumeață, ești zâmbitoare, plină de iubire. Doar bine știi să faci, să ne ocrotești. În sat ai făcut o casă ca castelul. De toate avem. Și de trecut nu vrem să ne mai amintim, să uităm tot răul. E dureros, dar nu vom putea schimba nimic. Suntem fericiți și uniți. Fiecare clip o savorăm cu plăcere. Râdem în hohote, ba chiar cu lacrimi în ochi. Dar sunt lacrimi de fericire. Aș vrea să-ți transmit, mamă, că poate
Nu s-ai dat seama cât de mult te iubim și ținem la tine. Uf, doamne, stați cum am emoționat, dar nu știu și e, hai. Am ținut, dar stați alea cum am emoționat. Tu ești viața noastră. Și cel mai scump om, îți mulțumim cu plecăciune că ne-ai crescut mari, frumoși și sănătoși. Ne mândrim că ești o mamă atât de pozitivă și atât de bună. Se zice că copiii înainte de a se naște și aleg părinții. Noi încă de 1000 de ori am alege pe tine, mama. Ups, scuzați-mă. Dar și m-a apucat. Hai. Doamna Maria, m-am emoționat, nu înțeleg. Știți de ce? Că vreau și eu să las tot trecutul în spate și să fii bine. Când văd videourile tale, Maria. Abia că am simțit eu amuia, știți? Hai. Rămâne tot rău în urmă și doamna Maria. Mariile sunt puternici, ați văzut? Am văzut! Ați văzut! Eu vă felicit din suflet, doamna Maria, și vă doresc o zi frumoasă. Mă bucur că sunteți așa de bună și puternică și iubită. Asta e tare important. Ce vreți să le transmiteți, doamna Mariela? Deci felicitarea vine din partea of, nu uit, Larisa, Feciorii Mitea și Vaniușa și din partea nororilor, Ana și Constanța, așa tuturor nepoților. 7 nepoței și 8-lea pe drum. Bună tuturor, bună, scumpa mea. Vă mulțumesc mult, scuzați-mă că m-am emoționat, ea că nu și m-a apucat jălea și pe mine. Vreau să le spun mulțumesc din suflet. Știu cât de mult îi iubesc pe dâns și eu. Vă sună cineva așa? Puneți video dacă puteți. Da. Nu mă auziți? Am ușa să mă auziți. Eu vă ascult mai departe, spuneți. Vreau să le mulțumesc foarte mult la copiii mei, la toți. Am 4. Sănătate. Îi iubesc foarte mult, cum pe unul și pe altul. Ce așa am putut și cum am să mai pot. Mama, nu știu cum am luptat. Am spus o vorbă totdeauna. Să nu ne uităm în urmă, să mergem înainte. Capul sus. Capul sus. Bravo, doamna Maria. Mama vă iubesc mult. Vanita, că e în departare. Larisa, Maia. Mulțumesc mult nororilor mele, că estima care mă fac. Să mă mulțumesc de Dumnezeu și am făcut și bără tot așa, mult sănătate, să lupte cum am luptat eu și să nu se uite urmă absolut deloc. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care de azi dimineață tot mă sună. Eu le mulțumesc. Sunteți iubite. Și Hristos a înviat la toți. Adevărat, a înviat. Să ne fie de spor și de ajutor. Mai mulțumesc o dată Domnului de tot pentru toate și vă mulțumesc mult, foarte mult. Mi-ați făcut o plăcere foarte mare. Și dumneavoastră mie e foarte mare. Și le mai spun încă o dată la prietenii mele că le iubesc foarte mult, foarte mult. Și băieții, ai mai mare lângă mine. Vanușa nu lângă mine. Doamna Maria, nu plângi, liniștiți-vă, tot a să fie bine. Of, Doamne, vă înțeleg foarte mult, vă cuprind tare, 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 las că vine ziua aceea când vin la dumneavoastră numai decât, ați vedeți că vin. Frumoasă, Nora, frumoasă, fii sănătoasă, scumpă. Aici așteptăm un nepoțel. Da, Doamne, pe drum, să vină cu drag, să-l așteptăm, dar mă-l aștept și eu să-l văd. N-am cuvinte, am rămas fără cuvinte. Și eu, nu știu, este o energie ceva, nu pot explica prin cuvinte. Probabil știți, doamna Maria, v-am înțeles tare, tare sufletul, durerea care ați avut-o și am înțeles că Mariile sunt puternici și merg înainte și reușesc de tăti. Ați auzit? De tăti, Mariile. Totdeauna. Da. Capul sus. Sus. Nu trebuie să ne mergem în viitorul frumos.
Așa este, cuvinte de aur. Doamna Maria, dați-mi voie să vă cânt o melodie frumoasă, amboșit, dar ia să vă cânt o sărbătoare și o răsună muzica pentru dumneavoastră. Așa, boșim și după asta cântăm și dansăm, așa, doamna Maria? Ia o melodie veselă pentru dumneavoastră să răsune, mă rugat frumos să vă cânt. Asta-i ziua de mult, așa, de copilănică ne-a plăcut. Hai să facem roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Asta-i sărba de mult, de copilă ne-a plăcut, de copilănică ne-a plăcut. Hai să facem roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și răsună muzica, de voie bună la tățaltă inima. La mulți ani să trăiască, doamna Maria, vă salut și vă mulțumesc pentru toată dragostea dumneavoastră. Ca să simțit-o și eu și puterea și dragostea și inima dumneavoastră mare. Așa să o păstrați mereu. Mulțumim frumos și poftim bine la masă. La masă, poftă bună tuturor. Of, ce bucate acolo să văd. Așa, eu virtual am ușma alături. Așa, încă un pic vă cânt. Hai, Ioane, într-o joc, dă-i-ți Domnul mult noroc, dă-i-ți Domnul viață mult noroc. Mami tăi sănătate, că te-o făcut lat în spate, că te-o făcut așa lat în spate. Hai, Ioane, într-o joc, Vaniușa, dă-i zonă viață mult noroc. Mami tăi sănătate, că te-o făcut lat în spate, că te-o făcut așa lat în spate. E sărbătoare și răsună muzica, de voie bună la tățaltă inima. Doamna Maria, bine, vă las, spuneți în gură că vă, eu, nu știu, din cauza mea nu puteți mânca. Frumos, mulțumim frumos! O zi frumoasă! O zi frumoasă, să trăiți și numai bine, vă doresc să sărbătoare frumoasă! Așezați-vă și dumneavoastră! Și dumneavoastră! Da! Totul bine și eu, ia că m-am emoționat, scuzați-mă, dar mă așa e. Vă mulțumesc mult, o zi bună. Doamna Maria, vă pup și vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim frumos din suflet. Cu drag, la mulți ani. Vă sărut și vă mulțumesc mult. Da. Nu se explică, deși curg lacrimile. Așa e, asta e. A fost un moment frumos și puternic. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani încă o dată, sărbătoare frumoasă, sărbătoare fericită să aveți și numai amintiri frumoase în această zi. La mulți ani!